vă întrerup o secundă pentru că avem niște informații care, e drept, în acest moment provin dintr-o singură sursă, un post de radio polonez, Radio Z, care spune că două rachete rătăcite rusești ar fi căzut în orașul polonez Cevodov, de partea poloneză a graniței cu Ucraina, mai mult ucigând două persoane. Două rachete care au lovit niște silozuri de cereale. Doi cetățeni polonezi ar fi murit în timpul acestui atac. La fața locului e poliția locală, procuratura, unități ale armatei și înțelegem că premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a convocat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate Națională și Apărare. Văd că vine și un anunț pe contul de Twitter al purtătorului de cuvânt al guvernului polonez în legătură cu această reuniune. E o situație care pare extrem de gravă, având în vedere că dacă aceste rachete sunt rusești, atunci, iar Polonia e un stat NATO, avem o situație cu potențial de escaladare. Până... Ce știți despre asta? Am citit această informație, am văzut-o pe mai multe pagini de Twitter, mai multe conturi de Twitter și din Ucraina și din Polonia și din alte țări. Nu exclud acest lucru, deoarece rachetele rusești care nu sunt vestite prin precizia lor pot să cadă și pe teritoriul Republicii Moldova, pot să cadă oriunde, inclusiv și în Polonia. Rusia a lansat astăzi, din unele surse, în jur de 100, alții spun 70 de rachete, din care 90 de rachete, dintre care 70 au fost doborâte. Dar nu cred că le pasă rușilor de acest lucru și ei sunt siguri că NATO nu va începe un război împotriva Rusiei, fiindcă de la început conflictului NATO a declarat că scopul principal este să evite un război cu Rusia. Dar asta va face Polonia să acorde și mai mult sprijin și mai mult ajutor Ucrainei și lumea trebuie să înțeleagă că oricând pot fi vizați, pot fi ținte acestui război. Deci Putin nu are niciun fel de rețineri și nu și-a cerut scuze nici pentru rachetele căzute, racheta căzută în Republica Moldova sau pentru survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către rachetele rusești și nu cred că va face asta și în Ucraina, chiar și în Polonia. Chiar și în Ucraina, când era clar că au bombardat în Kramatorsk, au bombardat gara din centrul orașului și au rănit sute de oameni, au fost foarte mulți morți, copii morți. Rusia a spus că ucrainenii și-au bombardat propriile localități. Inclusiv și în Bucha au zis că a fost incendiat de ucraineni. Și în alte orașe, ei nu-și recunosc crimele și sunt sigur că nu-și vor recunoaște nici aceste două rachete care au căzut pe teritoriul polonez. Bun, pe de altă parte, acum, sigur că nu e nevoie ca NATO să înceapă un război cu Rusia, dar ce formă de reacție poți să ai în momentul în care, iată, în urma acestor tiruri haotice, rachete ajung pe teritoriul tău, al unei țări NATO, omoară oameni? În primul rând, noi sancțiuni economice împotriva Rusiei, în al doilea rând, noi ajutoare masive pentru Ucraina, în al treilea rând, cred că Polonia va trimite acasă un grup de diplomați ruși pe care probabil că îi cunosc și nu numai Polonia, poate și țările Baltice și alte țări vor lua atitudine. Deci Occidentul trebuie să înțeleagă că Rusia nu luptă împotriva Ucrainei, luptă împotriva întregii lumi civilizate și chiar și la summitul G20 trebuie să ia atitudine față de bombardamentul de astăzi. Mulțumesc foarte mult, Anatol Șalaru. Continuăm să urmărim, desigur, aici pe B1 TV subiectul ăsta. O informație extrem de serioasă. Două rachete rusești care ar fi căzut pe teritoriul Poloniei, ucigând două persoane. E informația momentului. Ne revedem mâine seară. Pe curând!